O carte pe zi, un proiect de încurajare a lecturii. Având fascismul și cele două războaie mondiale în fundal, blestemul familiei Palmisano de Rafael Nadal zugrăvește o frescă tumultoasă Europei a secolului 20 și spune o dublă poveste despre destin și despre emoționanta putere pe care o poate avea dragostea. Cu siguranță, Palmisano este un nume blestemat. Rând pe rând, toți bărbații acestei familii din orășelul Belorotondo, aflat în sudul Italiei, mor în primul război mondial, toți cu excepția celui din urmă, care se naște după încheierea războiului. Donata, cea care l-a duce pe lume, hotărăște să-și pună fiul la adăpost de blestem, încredințându-l verișoarei sale, Francesca. Astfel, micul Vitantonio va fi considerat un convertini, frate geamăn al Giovannei, născută la numai câteva ore distanță. Liniștea nu durează însă decât până la izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Îl va ajunge oare din urmă blestemul pe fiul secret al familiei Palmisano? Pornind de la un fapt real descoperit de autor, romanul parcurge trei decenii din istoria unor așezări din regiunea Puglia. Tradițiile, credințele, arhitectura, cultura și gastronomia care le caracterizează sunt zugrăvite în detalii bogate, pitorești. Peste acestea apare adevăratul blestem, fascismul care otrăvește relațiile sociale și de familie și ororile războiului. Devenit bestseller internațional la scurt timp de la publicare, acest roman sfâșietor se va imprima în inimile cititorilor pentru totdeauna. O carte pe zi, un proiect de încurajare a lecturii.